Nevoia de căldură i-a curmat zilele. A fost omorât de gazul cu care se încălzea. Apoi a urmat dezastrul. O explozie produsă de același gaz a spulberat tot ce a întâlnit în cale. 16 geamuri și 10 uși. Așa arată primul recensământ al distrugerilor dintr-un imobil de pe strada Muncii din municipiul Vulcan din Valea Jiului. Explozia produsă în apartamentul de la etajul al doilea a scos din casă în miezul nopții toți locatarii, mai puțin pe unul, proprietarul apartamentului în care a avut loc deflagrația. Acesta a murit, cel mai probabil intoxicat cu gaz, totul înainte ca suflul exploziei să măture tot în cale. Echipele de salvare nu au mai putut face nimic. Proprietarul murise deja. Ajuns la fața locului, am constatat că proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia este decedat. Explozia cauzându-se din cauza unei scurgeri de gaz la instalația de încălzire de la Aragaz. Următoarele cercetări urmând să se facă în cursul zilei de mâine. Momentele groazei au fost trăite intens de vecinii bătrânului. O bubuitură groaznică și inițial am crezut că eu, pocnitoare, am ieșit pe colidor la mine în garsonieră și am văzut praf și fum. Și imediat mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva uitându-mă în partea stânga mea, am văzut ușa îndoită. N-am putut să ies afară, era mult praf, fum, vecinii țipau pe scară, mă întrebau dacă sunt ok. Eu țipam să nu intre în panică că eu sunt ok, nu am fum în casă, ei știind că am un copil în casă. Și într-un final ne-a ajutat un vecin din blocul celălalt, l-am rugat să spargă totuși ușa, că trebuie să ies din casă într-un final. Mămicile, copiii care am pe palier, toți am început să plângem. Două femei din bloc au ajuns la spital pentru îngrijiri. Una dintre acestea în stare de șoc, cea de-a doua în hipotermie. După mai multe ore în care frigul i-a încercat din plin și după ce un expert evaluator în construcție a stabilit că structura de rezistență a imobilului nu este afectată, oamenii au fost lăsați să intre în apartamente. Încerce să dea drumul la curent. Nu știu dacă o să fie curent peste tot. Gaz nu o să fie sigur. Seara asta că țevile sunt doite acolo sus. Când o sărit ușa, au rupt niște țevi de gaz. Deci după ce dăm drumul la curent, o să... Să fie, mami, calmează. O să încercăm să urcăm. Bine? Echipele de anchetă vor stabili pagubele, dar și cauzele ce au generat deflagrația. Sunt foarte multe geamuri avariate și la blocul acesta C11 și la cel vecin. În acest moment sunt cei de la poliția judiciară, fac fotografii și iau urme să vadă care au fost cauzele acestei explozii. Acum, scara blocului arată ca după bombardament. Uși distruse, geamuri sparte, chiar și panoul electric a fost mult din perete. Cu toate acestea, locatarii au rămas în casele lor. Au rămas cu doar 40.000 de lei pentru bursele studenților. Asta după ce Ministerul Educației le-a tăiat alte 10.000 de lei în timpul anului bugetar. Studenții bursieri de la Universitatea Petroșani au fost luați prin surprindere de modificările interne. Bursele lor depind acum de noile alocații bugetare. Astfel, studenții care sunt cazuri sociale și se află la programele de master nu mai pot beneficia de bursă de merit. Cei meritoși, însă, dar săraci,
care învață în programul de licență primesc doar bursele de merit. Noi trebuie să ne încadrăm, ca orice universitate, în fondul de burse care îl avem la dispoziție. Și atunci, în Consiliul de Administrație, împreună cu liderii sindicatelor studențești și cu aprobarea Senatului, am decis cuantumul burselor de merit sociale de performanță și de performanță sportivă și culturală în anumite cuantumuri, în așa fel încât să stimulăm cât mai mulți studenți care să aibă burse de merit și n-am neglijat niciun student care a avut burse sociale. Dar au fost câteva cazuri și de acord, am spus, cu acest factor de decizie, am discutat că dacă au și bursă socială și bursă de merit, preferă bursa de merit, că este mai mare, urmând ca în semestrul 2, dacă quantumul pentru burse lunar crește, atunci să le putem oferi și burse sociale și burse de merit. Odată cu modificările impuse de tăierile bugetare, a fost căzută și media pentru bursele de merit, totul pentru încurajarea concurenței. Noi am mai dat acestor studenți care au avut și bursă socială și bursă de merit, le-am dat burse și pe perioada de vară. Și asta era, într-un fel, o variantă în care puteam să nu le dăm aceste burse pe perioada de vară. Și atunci au înțeles că acele burse primite pe perioada de vară de merit ar fi până la urmă bursele care le putem acorda acum. Suntem încântați să le dăm câtor mai mulți studenți aceste burse. La Universitatea din Petroșani învață peste 4500 de studenți care sunt pregătiți de circa 200 de cadre didactice.